Pe parcursul a șapte zile, polițiștii rutieri au acționat la nivel național, verificând modul în care conducătorii auto și pasagerii folosesc centura de siguranță. Acțiunea a făcut parte din calendarul de activități al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa, TISPOL. În perioada 9-15 martie an curent, Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a coordonat o acțiune de verificare a respectării normelor referitoare la utilizarea centurii de siguranță. Acțiunea s-a desfășurat concomitent în toate cele 28 de state membre ale Organizației Polițiilor Rutiere din Europa, TISPOL. În urma activităților desfășurate, polițiștii români au aplicat 28.484 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 26.239 au fost aplicate conducătorilor auto și pasagerilor care nu au folosit centura de siguranță sau dispozitivele de retenție omologate. Au fost aplicate 2.193 de sancțiuni contravenționale pentru folosirea telefonului mobil în timpul mersului, fără dispozitiv tip mâini libere și 52 de sancțiuni pentru nefolosirea căștilor de protecție omologate de către conducătorii de motociclete sau mopede și pasagerii transportați pe aceste vehicule. Totodată, polițiștii au atras atenția acestora cu privire la riscurile la care se expun prin nefolosirea dispozitivelor de siguranță. Și de această dată, Poliția Română vă recomandă să utilizați centura de siguranță chiar și la deplasarea pe distanțe mai scurte de drum, iar la transportarea copiilor sub 12 ani să folosiți dispozitivele suplimentare de siguranță și să așezați copiii doar pe bancheta din spate a autovehiculului.